Natasha Raab a părăsit definitiv scena răpusă de boală la numai 70 de ani. În urma ei au rămas să plângă cei care au avut onoarea să o cunoască, dar și simplii români ce au urmărit-o cu atenție pe scena teatrelor la care a jucat de-a lungul timpului ori în filme. Actrița avea doar 70 de ani, însă boala nemiloasă cu care a fost diagnosticată în 2020, Parkinson, a răpus-o. Afecțiunea își pusese serios amprenta asupra ei, nu mai putea merge și abia mai vorbea. În primăvara acestui an, după ce a fost dată dispărută de apropiații care nu o mai puteau contacta, a fost scos la iveală faptul că celebra Coana Chiva se află internată într-o clinică privată, în care era îngrijită corespunzător. După ce soțul său, medicul Vlad Guțul, a murit în anul 2019 răpus de cancer, Natasha Raab, care în tinerețe a avut un neoplasm ovarian, fapt pentru care nu a devenit niciodată mamă, a rămas singură pe lume. Chiar dacă familia nu mai era lângă ea, Natasha Raab era în continuare o femeie foarte iubită. O perioadă chiar a stat la doamna Vicky, femeia care a îngrijit-o după ce medicii au diagnosticat-o cu Parkinson. De mai bine de un deceniu, Natasha Raab a devenit pentru mulți Coana Chiva, simpatica bunicuță ce își răsfață nepoata cu iaurturile și produsele lactate prea bune, prea ca la țară. Coana Chiva îți mulțumește pentru tot. Drum lin, Natasha Raab, este mesajul publicat de Covalact de țară pe social media la scurt timp de la anunțul trist. Acum, după moartea Natashei Raab, oamenii care au iubit-o varsă lacrime mare. Denis Ștefan a cunoscut-o mai bine la filmările filmului Cală se întoarce, a apărut în 2006, dar și pe platourile serialului fenomen Inimă de țigan, care a făcut furori în 2008. În celebra telenovelă, Natasha Raab a interpretat-o pe Hermina Dumbravă, mătușa Irinei, tânăra care trăia o iubire interzisă cu Codruț Denis. Citez: "Din păcate, viața ne-a dus în direcții diferite, îmi pare rău. A fost o colegă cu care am lucrat foarte bine și un om deosebit. Am avut plăcerea să lucrez cu Natasha atât în Pe cale se întoarce, cât și în Inimă de țigan. Era o actriță talentată și generoasă cu ceilalți actori," a spus Denis Ștefan.